Poftim? Citești o poezie? Nu, citesc o poezie, că nu e genul meu. Să știi că e foarte trist astăzi. Nu o să în... facem audiență. Am... Da, dar cine a zis că -a trebuie fa... să facem audiență? <laughs> Dan Binman în studiourile noastre seara. la News, bună seara. Stai supărat? Foarte. De ce ce vă Pe viața asta, de tot ce mi se întâmplă. De... Dar nu sunt primul conspiraționist și unicul și cel mai mare. <laughs> nu, nu sunt în triul conspiraționist, conspiraționist. Da, da, da. Nu, conspiraționist sunt cei care ne țin în starea asta. Nu. Mm -hmm. Eu cred că sunt primul om uh, liber, slobod la gura din țara asta. Cu ce începem? Cam și eu câteva ce de data tu? asta, am venit, eu. Am venit trist de la Timișoara, unde multă lume mi-a zis că de ce mă bag în seamă, de ce... Nu, de la Timișoara, așa aici, în București. Că nu, sunt, că, sunt, două categorii de oameni care vin la tine. Unii care zic nu, bravo... toți îmi zic bravo. N-a fost unul să-mi zică hu. Aha. Dar vin prieteni și cunoștințe care îmi zic, băi, nu e zona ta de expertiză, cite Și, într-adevăr, noastră nu e zona mea de expertiză. Cite, bași, tu, ce te, bași -ți ce trebuie ție. Stai, stai puțin, da, e vorba despre drepturile și libertățile noastre. Da. Până la urmă, e și Care zona mea de expertiză și a ta, și la a lui, și a, celui, și a celuilalt, și așa mai departe. E part. zona de scandal, adică hai să ne scandalizăm. Cum adică e zona. A, ah, ne, ne scandalizăm. Lucrurile sunt mult mai grave decât le prezentăm noi. După părerea mea, e de abia începutul unei perioade foarte, foarte lungi și foarte urâte. Poate să dureze și 10 ani de acum încolo, liniștit. Și virusul ăsta se poate transforma și retransforma și se mai adaugă încă o, așa și încă o părticică și noi nu ne dăm seama cât de simplu e și cât de mult suntem la mâna tehnologiei în momentul ăsta. Și ce ne așteaptă. Adică, plus reacția care nu există, deci atunci se poate merge pe niște scenarii. Eu nu sunt ăsta propăstios, dar îmi dau seama că se poate merge pe orice nenorocire, pe orice scenariu. Bun. Adică ai trești în România de ceva vreme, ai experiență, ai e văzut lumea loc. și așa mai departe. Ți se pare că în România e, lucrurile stau diferit față de alte țări din Europa când vorbești de o pandemie cu ghilimele de rigoare pe termen lung? Nu știu dacă e adevărat. Am văzut că s-a șters mesajul de pe Facebook că Polonia a renunțat la culorile steagului european astăzi. Că nu mai e obligatoriu la ei să pună... Poate e un semn, poate nu e un semn. De România e clar că e altceva. Nu știu cum e în alte părți. Iarăși, nu e zona mea de expertiză. Eu sunt un bie cântăreț, menestrel, spune-i cum vrei. Nu mai lasă asta. Nu, dar o, o spun bine. pentru că trebuie să o spun de Bin la, la început. încearcă să nu mă enervezi de la început dacă Hai, enervează-te puțin, că nu te-am mai văzut de mult dar... nervos că faci, faci așa ești la Ești o voce așa. a cetății, da? Ești sunt, Eu un, Ești un om care știe câteva limbi străine, știe. care a călătorit, ca lumea. din păcate știi și germane, glumesc. Asta foarte e, bine e, că știi e, și germânul. Eu nu prost că e. am învățat-o, nu? Nu, da, nu fă pe cu mine, că mă nervez. Okay. E un om care citește foarte mult, care... Mm. Aș putea să citesc mai mult. O carte de poezie. Măi, și am zis azi, să nu-l chem, stup. că mă enervează de la început. Vezi? Asta, zi. Hai, spune. Ei, nu, hai să plecăm hai de să la... Plecăm. Hai de... Uite, spun câteva lucruri. După aia mergem la conspirațiile tale, că oricum... Dar e nu tu ești... sunt conspirații. Nu conspirații. Tu da. crezi că e o chestiune pe termen lung să se schimbe yes. lumea, să fie controlată, să fie controlată, digitalizată, dacă vrei, și așa mai departe. Asta da. vrei să spui, nu? Și asta, sigur. O spun și alții, nu o spun eu. Bă, nu știu că și asta vrei să spui. Dar uite, hai să-ți dau un exemplu de la care eu plec, da? Și am aici a studii. M-am săturat de această discriminare vaccinați, nevaccinați. Se dorește chiar. Pentru că noi nu ascundem, vorbim în vara asta cât că am vorbit aproape în fiecare zi despre ce se întâmplă Absolut. în lume și așa mai departe. Absolut. Deci pe mine mă scoate din sărite asta. Da. Asta se încearcă. să ne Nu se încearcă. Nu se se face în fiecare zi și da. se încearcă. Am nenumărați prieteni care spun că n-am ce să le povestesc eu, că trebuie să se vaccineze toată lumea. Foarte bine să se vaccineze toată lumea. Absolut, că nici noi nu spunem să nu se vaccineze. -am spus Dar mă scoate din sărită faptul, pentru că eu am prezentat nenumărate studii, dacă vrei mă apuc să le citesc. Nu. Știi bine? Nu vreau să le citesc. Și am să spun de ce. Pentru că noi de fiecare dată mergem în amănunt și disecăm firul în patru, știi, și nu. Trebuie văzută the, the big picture. Noi în momentul de față, eu de, de, exemplu, eu știu după aproape 2 ani de zile cine îmi sunt dușmanii. Eu am foarte clar în fața ochilor mei, știu cine îmi, îmi, sunt dușmanii, cei care îmi vor răul și cu ei probabil că va trebui la un moment dat să mă confrunt. Deocamdată se strânge, se strânge multă lume, se strânge o stare nemaipomenită de ură, de, și tensiune. Că asta, de și asta se dorește. Dar eu îmi cunosc deja dușmani. Sunt cei care vor să-mi pună pumnul în gură, sunt cei care vor să-mi țină copiii, eu știu, în casă, învățând nu știu ce, pentru că nu mai înveți nimic online, sunt cei care vor Eu toată vara și de un an de zile și așa mai departe, am fost printre oameni. Sute de oameni, mii de oameni, oameni cu care m-am pupat, îmbrățișat, râs, glumit, chiar acum, a venit dintr-un oraș care, după ce am plecat, pentru că întâiul conspiraționist a dat iama pe acolo, a intrat în scenariu roșu. Este o minciună sinistră. Nu există niciun scenariu roșu în Timișoara. Vreau să fim foarte bine înțeleși. Cifrele astea necontrolabile pe care mi le se Nu controlabile din punctul nostru de vedere. Nu, sunt nu, controlabile ar trebui controlabile. să fie din punctul nostru Corect. De Eu sunt de acord să merg mâine cu un elicopter smurt plătit de mine. Smurt. Cred că am fost foarte exact. La raid, prietenul? Nu, nu smurt. Eu plătesc combustibilul acela scump. Să mergem, dar stabilim numai când suntem în cockpit. În ce orașe mergem? Să vedem unde se fac cele 30.000-40.000 de, testări pe zi. Ar trebui să fie măcar o mie de persoane la o coadă, așa cum se întâmplă lucrurile în România. I-am spus asta și în alte emisiuni, mi-e teamă că mă repet, dar nu văd și nu știu unde se fac testările astea. A da, există COVID, am prieteni acum care sunt unul în spital, unul al, pozitiv cu soția, unul acolo, îi știu mi-au murit prieteni chiar acum nu știu dacă sunt bine tratați, nu știu dacă sunt prost tratați am aflat însă că în anumite spitale se luau, cum le spune infirmierile dintr-o secție de neonatologie sau mă rog cum se numește și învățate timp de jumătate de oră cum să bagi oxigen și mai veneau de servici peste două săptămâni, habar n -aveau. Deci eu, sunt convins că mor oamenii pe capete din lipsă de know-how personal personal și, și prost calificat și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în 2 ani de zile? Nimic. 4.000 de... 4.000 de, de așa... Bun. Mii de nu vorbesc de Timișoara și apropo de scenariul roșu, nu pentru că ai mai stat de tini câteva tinișoară. zile acolo. Da. Păi nu, dă de, de exemplu că ai fost da, acolo. Da. Și că nu crezi în acest nu. scenariu roșu. Nu. Pe de altă parte, știm că am vorbit de atâtea ori. Ai prieteni care ai pierdut. Da. Sunt prieteni din, din rude din formația da. holograf care și au pierdut apropiați frasuror, că Da. și așa mai departe. Adică Sigur. nu se discută despre asta. Nu, nu discut despre asta. Bun, dar de ce de ce crezi că acest scenariu roșu este o porcărie e la Timișoara? Este o invenție și nu e la timișoara. Este, cum să spun eu, dacă nu avem mintea noastră să gândim cu ea, părerea mea, e o mare greșeală. Nu pot să prevezi că pandemia vine în 4 octombrie sau în 5 octombrie sau în, pleacă din țară când avem noi chef de la 6.000 de cazuri, ajunge la 200 într-o zi, că vezi, doamne, au început vaccinele. Cum adică au început vaccinele? Noi suntem nici 30% vaccinați. Despre ce vorbim? Deci nici 30% în România n-a fost convinsă să se vaccineze. Mai sunt 70% dintre români care nu vor să Și noi tot încercăm să le vaccinăm și copiii. încerc să-mi spui acum. Am văzut niște chestii care sunt, bă, înfiorătoare. Cred că nici pe vremea nazistilor nu se întâmpla chestia asta. Cum să-mi spui tu acum? Că sunt și copii internați la asta, Alexandrescu, sau cum e Spitalul de Copii. Adică în fiecare zi îmi dai vești ca să mă obliți să-mi vaccinez copiii? Propaganda în fiecare zi, că păi sunt te la terapie intensivă și așa mai departe. Dar hai să plecăm de la un caz simplu. Mm. Să-l discutăm amândoi, așa. care mi se pare atât de relevant. La festivalul Antol, da? Da. L-am discutat inclusiv cu... Da, știi că, cu că sunt Găghițe. acoperiți. Vrei să spun păi ce nu, stai un, pic, da. stai un pic. Stai un pic. Nu, că toți au avut test da, sau vaccin sau nu știu Păi nu știu asta ce vreau ești. să spun. Vreau să spun că odată s-a luat printr o decizie politică hotărârea de a se face antoldul. Da. Că nicăieri în Europa n-au fost 300.000 de, de oameni într un loc, da? da? Și cine avea voie acolo, da? da. Cei vaccinați. Da. Atenție, și o spun și nu mai repet, care transmit la fel virusul. Absolut. Cei care erau testați, da. Care nu aveau virusul în principiu exact. pentru că s-au testat. Corect. Dar puteau să ia virusul de la cei vaccinați. Absolut. Păi și de ce această discriminare că vaccinați au peste tot voie, iar aia, cu, aia care nu s-au vaccinat, dar sunt testați, nu? Cum adică? Aia care mai erau, aia cu anticorpii, care nu se puteau îmbolnăvi, dar care la fel de bine puteau transmite și ei. Sigur. Păi și atunci... Asta înseamnă să fim mafiot. Nu e așa sloganul ăla. Asta înseamnă să fii mafiot. Exact. Înseamnă să fii un barosan în partid la tine și ăștia să nu poată să îți dea un brânci mai încolo, să spună moșule, tu ne aduci voturi, ești un barosan, ai făcut din orașul ăla bine ce ai făcut, hai că-ți facem Îți facem festivalul. facem, da. Unul numai unul. L-au făcut și pe celălalt. El a fost mai slăbuț. Am auzit într-o emisiune că au fost. N-a fost. A fost slăbuț. Ăla săracul nu s-a întâmplat. Pentru că toată lumea s-a concentrat pe asta. Foarte frumos. Bravo, Antold. Sunt alături de voi. Sunt curios ce bani s-au luat acolo. Înainte, nu acum. Înainte ce bani s-au sifonat pe acolo. Pentru că. așa se aude în piață, eu aud din stânga, din dreapta, nu, nimeni nu raportează nimic, e afacere privată, în fine, nu contează asta. Nu vreau să-mi pun iar în cap uh, o grămadă de lume. Dar uh, știi ce mă deranjează? Bă, băiatule, chiar că sunt singurul, dar nu conspiraționist, singurul, că am ajuns în la mea care mai vorbește. Îmi vin toți mulți prieteni. De bă, ce? De ce de te ce vorbești, bă, de ce te bagi? Bă, de ce te bagi? Bă, de ce așa, așa. Sunt alături de tine. Bă, de ce te... Bă, pentru că nu pot altfel, pentru că eu de am cântat rock și n-am cântat muzică ușoară la festivalul de la Mamaia, pentru că de-aia am fost cum am fost toată viața și nu m-am vândut pe un pum de bani, asta e. Cât am cântat, atât am câștigat. Nu pot să fiu altfel. Așa sunt și așa vreau să mor. Apropo, mă apropii de vârsta la care deja intru în zona de pericol. <laughs> nu, dar apropo, până acum o săptămână, holograful a avut într-un an jumate trei concerte. Într-un an șase. Ce? Într păi șase, șase, că ai fost la două evenimente Am Am fost și la private și dar la Dar nu veste. se poate, Dan. Suntem bine. Păi nu sunteți bine în sensul că asta e și din cauza ta. Da. Cu ghilimele de ziore. asta e clar. Corect. Ăștia nu-i chemăm că e scandal, că ne urmărești și așa Îmi pare mai pare rău, poate. însă că din breaz, la mea nu se mai bagă nimeni. Îmi pare rău. Sincer. Și nu le-o spun ca un reproș. Fiecare uh, își ia acolo micuțului salariu bănuții, nu știu ce, toată lumea mulțumită, ba chiar mă iau la mișto, mă, nu știu ce. Îmi pare rău. Vorbesc serios, pentru că arta este despre libertate. De libertate de gândire, de a te exprima, de a fi tu, de a... despre ce vorbim aici. Adică nu, serios, nu pot să stau liniștit. Pe mine mă scoate din sărit, apropo de noile interdicții. Așa. Chestia cea mai tare, cel mai tare mă scoate, de fiecare dată discriminarea asta. Și îi rog pe da. fiecare să ne urmăresc dacă sunt de acord cu discriminarea asta, vaccinați, nevaccinați. Vezi că este peste tot. ce e introdusă peste tot. Acum se introduce la cadrele medicale. Și credem. eu știu foarte mulți doctori care nu s-au vaccinat. Și care da, nu să -și vor să se vaccineze. Și vor fi dați afară. Păi nu, nu că e așa. Că ea, sunt ca și noi, să știți niște doctori la voia sorții. Știu că sunt. Și a, știu. Și a, și a legilor de Statul român, mm -hmm. da? Pe de-o parte. Deci, asta cu discriminarea mă, mă scoate din sărite. Deci, spui că în restaurant, să dăm exemplu, exemplu ăsta, acum înăuntru, că am văzut ce se întâmplă la Antol. Da. Adică, toți aceia care s-au dus cu test s-au infectat. da? S-au infectat. Nu s-a da? infecta da? da? infectat nimeni. S-au da. infectat. Aia vaccinați au avut uh, voie când la fel de bine dau virus. Că m-am săturat să repet asta. În restaurant, da, cine are voie să intre? Cei care sunt vaccinați. Cei care au test. Da. da și cei care au trecut prin boală. Da. Păi ăștia vaccinați transmit virusul. Aia care au făcut test poate să ia virusul. Dacă tot vorbim de sănătate Așa. publică, da? Și aia care sunt, care au anticord, la fel, au anticor, dar pot să ia, pot să transmită. Da. Păi și atunci de ce această lege aberantă la care toată lumea nu spune nimic? Nici măcar ăștia de la Hora care sunt cu restaurantele. Terasa, Dan, Știi bine, restaurantele au funcționat în România, că în altă parte nu, din septembrie până în mai pe terase, da? Ce înseamnă aproape 8 luni de zile. Ai văzut că au crescut numărul de cazuri? Că ca cineva? Nu aveam, deci în România nu a existat COVID în vara asta. Se căutau oia, cred că și cu lupa, căuta pe vreunul să se mai îmbolnovească ca să-l pună acolo și cu date de pe nu știu când, de acum, o lună de acum. Hai mă, fugiți de aici! Deci este o rușine, pentru, în primul rând, pentru toată medicina asta românească și pentru cei care dau statisticele. Eu nu cunosc nici acum, că am văzut, un, am văzut o scenă care pe mine m-a pus pe gânduri și m-a oripilat în același timp. Un senator a României, o doamnă senator, n ar importanță de la ce partid era, i-a cerut o vestitului domn Saddam Hussein, cum îl cheamă, nu știu cum îl cheamă, Arafat, treaba lui. Nu vreau să... Saddam Hussein o să-i spun eu de acum încolo, pentru că o să aibă soarta lui. Îmi pare rău că trebuie să, spun, dar... să nu... Îi spună un singur lucru, să aibă grijă că... Să, trebuie să nu, cu avioanele, cu avioanele nu care au fost la taliban că nu mai prindeau avioanele. A să aibă grijă de, să prindă avionul care Nu trebuie, trebuie. trebuie să gândim rău în nimănui. Deci l-am văzut că n-a vrut să-i răspundă doar pentru faptul că el știe dinainte ce viziuni politice are doamna. Aoleo. Și pentru asta n-a vrut să-i spună din cine este compus acest grup de dialog social al lor, cum le spune, de da, la știință științific, științific, științifico fantastic da. Deci, un angajat al statului, înțeleg că își permite să persifleze un senator al României când vrea el, oricând. Are spate. Am înțeles și ce servicii sunt în spatele lui. Mă tem că nu sunt alea de care... Mă mir că sunt alea care n-aș fi crezut că ar, trebui că ar putea să fi. fi. Da, exact. Dar chiar și așa. Măi, am ajuns așa să ne vindem tot? Oricum, suntem ca niște termite care, știi, am început să mâncăm dintr-o Mare, pe mine mă scoate din sărite chiar din mințe această discriminare în toate da. hotărârile inclusiv în legea care a trecut Tot. prin Camera Deputaților, în care aia, ă, vaccinați Certificat au toate verde, drepturile da. și este treaba lor că și e ok. Poate mă vaccinez și eu mâine sau pâine. Spune, până. mai avem Constituție în țara asta? Mai nu, e mai țara avem Constituție mai dar cei care nu sunt vaccinați sunt discriminați de la A la Z. Dan, ca să te duci la restaurant, ca să te duci la mod, ca să te duci la teatru, ar trebui să-ți faci trei teste pe săptămână Știu. dacă nu ești vaccinat. Știu. Costă aproape 200 de lei un test. Adică asta înseamnă... Da, să te duci de două ori pe săptămână, poate o dată la teatru. Aia, asta înseamnă 10-15 milioane de lei. Sigur. Salariu minim, da? Sigur. Păi și cine dă bani De ce să dea oamenii care nu s-au vaccinat? De ce să dea? De ce? Că li se pune pumnul în gură pentru că altfel își pierd slujbele pentru că altfel îi se pune așa o cruce, cum cred că mi s-a pus și mie, bă, nu vă mai duceți cu asta, lăsați-l în pace, dăm și cu simți asta, nu? Da, simt la oamenii care n-au minte, acolo, punct. Și am mai spus-o și aici în emisiune, eu pot să mă uit, uite, mă uit chiar acum în ochii lor, să le zâmbesc, să le spun, băieți, vă pup, sunt tot eu, dați cu pipi. ce vreți voi. Dar faptul că puteți să gândiți așa, Spune multe despre voi. În fine, treaba voastră. Puteți să fiți cum vreți. Eu nu vă impun nimic. Nu trebuie să. Păi, da, vezi că și chestia asta, în asta, pleacă tot de acolo. Este, și de la este, de care este, este dau... o vrajbă. Și colegi din alte bresle m-au luat unii la mișto pe Facebook, mi-au făcut tot felul de dalea. am răspuns și eu, așa ca un fraier, ce sunt, dar nu. Astea prostioare. <laughs> Astea sunt lucruri mărunte. Pe noi, asta, de fapt, aici și vor să ne ducă. Să comentăm în fiecare zi lucruri mărunte. Bă, the big picture este altfel. Bine, ajungem și la big picture. Big picture este... să uite aici, am, aici o hârtie care mi se pare foarte importantă. A, și apropo de platforma asta, că trebuie să-ți dea qr -ul. Am prieteni foarte buni care au încercat să intre acolo, nu primesc niciun QR. Adică nu poți să te duci nicăieri, pentru că, de fapt, nu merge acea platformă. Dacă vrei, putem face, dar nu știu dacă o să avem timp, în seara asta, în direct o probă, că nu ne dă nimeni niciun QR. Uh, Mi-a scris Manuela Hărăbor, mm. o actriță uh, stimată în Breazlă, și la care eu țin foarte mult și îmi scrie pas cu pas ce a făcut ca să obțină QR-ul a obținut nici până acum, nu i-a dat nimeni niciun uh, QR. Uite o hârtie importantă, totuși că mai există și hârtii pe care, de care putem să ne folosim. Ministerul Sănătății, vă rog să o dați pe ecran, pe jumătate de ecran, cabinet secretar general, numărul de înregistrare 7 a 4, de deci din aprilie, 2000, către instituția avocatului poporului, în atenția domnului ajunct al avocatului poporului, Ecaterina Mirea. Și spune aici, negru pe alb, așadar niciun angajat, după ce se spune referitor la aspecte, niciun angajat nu poate fi condiționat de către angajator să se vaccineze împotriva COVID-19. Vaccinarea este un act medical preventiv, bazat pe consimțământul persoanei, iar impunerea vaccinării împotriva COVID-19 de către angajator o apreciem în afara cadrului legal. Pam, pam. Pam, pam. Și? Păi nu și nu ei, ține nimeni cu toate astea, Continuă cu, cu toate nu acestea? Cu toate aceste aberații. Nu Ai, mai ține nimeni cont știi de legi? că a trecut jumate de emisiune, nu? Îmi pare da? pentru tine. Ai, cam da. Pe Binman îl iubesc, la <laughs> Antol s-au infectat foarte mulți uh, vaccinați. Uh, ah. Era un bun, sau... moment bun pentru această statistică. Bună seara, vă rog să Bravo, Dan Binman, îl iubim. Bună seara. De ce nu s-a efectuat o statistică la Antol? Ce să se efectueze? N-ați înțeles că acolo este stat în stat. Felicitări domnului Dan Binan pentru curajul de a vorbi și a spune lucrurilor pe nume. Uh, domnule Marius Tucă, felicitări. Uh, Zici un area. Că Dan a fost la nunta Simonei Halep. Da. Cei de la Antena 3 arătau imagini cu el, dar nu i-au pomenit numele. Normal. Păi, măi, tu chiar ești paria, deci, bă, băi, fratele meu, deci... Nu mi-a promis Mihai de față cu tine, că mă ajută... Eu, să... <laughs> eu, prost, că te-am invitat. Exact. Uh, parlamentul <laughs> să fie dezvoltat, dacă președintele date... a ah, nu a pierdut nicio... Eu îi rog pe cei care ne urmăresc, o să luăm o scurtă pauză, să ne spună cu ce restricții nu sunt de acord. Sau cu ce nu sunt de acord din uh, aceste noi... Uh, cu guvernul, Legi, cu ce să nu cu guvernul. lasă păcțiu să săracul. Adică, dacă sunteți de acord, de exemplu, că trebuie să vă duceți cu test la restaurant, fie înăuntru, și mai ales pe terasă. Dacă sunteți de acord că la teatru, puteți intra doar cu asta, cu dovada vaccinului sau cu dovada testului. De, în ce locuri credeți că ați putea merge? Atenție, se poartă masca. Da? Păi dacă se poartă masca înăuntru, care e problema să te mai duci cu dovada vaccinului sau cu dovada testului? Dovada că nu e bună. Nu e suficient de bună. Tu chiar vrei să... Adică eu pot să fiu foarte... Tu poți să fii foarte drăguț <laughs> și să dai, dai publicitate. Lui, deci la 0, 7, 4, 7, 800, 800 cu ce nu sunteți de acord și cu ce sunteți de acord din toate măsurile care s-au luat în ultima perioadă și urmează să se ia pentru că, uite, mai avem aici un... Ăla să-l mai dai mai încolo, mai mare pe ecran, să vezi ce au votat ăștia în Europa, da? Că ce ce am, am trimis. Bă. Poftim? Numai în țările civilizate și poate. Păi nu mai acolo, da, industrializate, da, da? Da, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat pe 27 ianuarie 2021 o rezoluție importantă care vizează interzicerea vaccinării obligatorii a de vaccinare și discriminarea în funcție de statutul mm. de vaccinare. Că știa Reluz... doamna van der Leyen când a venit aici de chestia asta? Nu știu, săraca. Nu știu. Cred că a uitat. Cred că a uitat complet. Deci rezoluția rezol 2361 pe 2021 interzice statelor membre să facă obligatorie vaccinarea împotriva coronavirusului. Mm -hmm. <coughs> Hai că citesc după pauză. Ok. Eu sunt în direct, da? Nu mai vreau să mai fiu vreau în direct. Vreau să fiu în direct, vorba Dan Binman, da. Bilman. Da. Așa, zi, big picture, dar nu înainte da. de a citi asta. Deci, re rezoluția 2361 pe 2021. Puteți să o dați pe tot ecranul, să știți. Ah, nu, se vede ok. Uh, interzice Ui, în ianuarie adoptată. Da, în ianuarie, ianuarie 2021. Da. Păi da, da. De atunci s a fi schimbat de trei ori. Mai ce știm, să se noi? schimbe? Nu s-a schimbat, asta? asta rămâne valabilă. Interzice statelor membre să facă obligatorie vaccinarea împotriva coronavirusului și prevede că vaccinarea nu poate fi utilizată pentru a-i discrimina pe cei care nu se vaccinează. Mă, ăștia erau treji la începutul anului. Cred că era altă... Totodată se solicită imperativ generală. să se distribuie informații transparente despre siguranța și posibile efecte secundare ale vaccinări. Între altele, adunarea îndeamnă cele 47 de state membre și noi, europeană următoarele. Să as se asigure că cetățenii sunt informați că vaccinarea nu este obligatorie. Ai auzit pe cineva să asigure asta în România? Și că nimeni nu este presat politic, social sau altfel să se vaccineze dacă nu doresc să facă acest lucru. Uh, 7.3.2. Să se asigure că nimeni nu este discriminat pentru că nu a fost vaccinat din cauza unor posibile riscuri pentru sănătate sau pentru că nu dorește să fie vaccinat. Să se utilizeze certificat de vaccinare numai în scopul desemnat de a monitoriza eficacitatea vaccinului, efectele secundare potențiale și evenimentele adverse. Și conținutul integral în limba engleză puteți să-l vedeți. Uh, puteți mă să uit galeș la tine. Mă uit galeș. Mă uit cu dragă. Dar da. eu sunt un profesionist, da. Dane, Ești, Eu vorbesc nu. despre da. îmi fac meseria, dau informații de da. așa. Ce tu te uiți la big picture, nu? Nu numai big picture. Nu, dar mă uit că de, deja încă puțin o să facem 2 ani. E al doilea lockdown de care ne apropiem, un fel de lockdown. Încep restricții. Nu m-ar mira ca în, exact în perioada aia să iară să iasă președintele, să ne spună, băi, cât de bine ar fi să nu mai tăiem porcul sau să-l tăiem așa, îi tăiem doar o copită și după aia să facem Crăciunul numai patru la o masă și să ne spună exact cum trebuie, că nu se poate face așa, știi, cum vrem noi. Asta e un, e un pix foarte scump. E un stilou foarte, un stilou scund, foarte, da. foarte, foarte scump. Mi l-a făcut ca două jos, ziua mea. mulțumesc, da? Nu, nu că nu, pu, puțin lume că ce? mai știe vrei ce vrei e la un te Ce fac? Bi nu, pic, ce? O să, nu, nu, o să desenez în timp ce îți răspund la întrebări. Așa. Vreau să-mi fac aici o, o chestie și vreau să provoc puțin România. Să provoc puțin România, pentru că trebuie provocată, pentru că prea asta, am așa și în fiecare zi, vin niște domni pe care nici nu știm. Adică, păi eu nu știu cine i-a pus, de ce i-a pus cine a pus de ce sunt atât de obedienți de câți bani și au că nu ne spun aflăm după aia, știi? Și pă, am și eu drepturi, nu? Am dreptul ca la tine în emisiune să desenez în timp ce îți spun. și după aceea să le are și telespectatorilor ce da, ce, ce, ce vreau să fac, ce, ce desenez. Nu imediat. Am făcut uh, de de arhitectură. Nu n-am intrat la arhitectură din păcate, din păcate. Am făcut uh, pregătirea cu un domn Gigi Moacă, era un pregătitor extraordinar pe vremea mea, dar și cu Dinu Patriciu care a murit. Nu de COVID, dinul a scăpat, oriunde ai fi tu. Așa. Și după aceea, ți-am zis în altă emisiune că am făcut facultatea de hidrotehnică, unde profesor asistent mi-a fost Calim Popescu Tericeanu. Au avut tot felul de chestii despre el acum, că vor să-l Ia și pe el cu DNA-uri, cu dăstea, săracul. Eu sunt, sunt elev, nu pot să gândesc rău despre omul ăsta. Deci, unde rămăsesem? Ah, da! Și <coughs> m-am gândit, gândit să testez puțin țara asta. Dacă toți sunt toți așa de drăguți... Și nu de... arătați ce scrie, care arătăm la no, final. Da, da arătăm da. la final, da. E o mișcare pe care vreau să o, mm -hmm. să o vreau să o aprind în, în seara asta, aici, la tine în emisiune. Ce tare! Da. Vreau să aprind aici o, o, o făclie și să văd dacă arde sau sunt eu un fraier în țara mea și nimeni nu vrea să-și asume nimic și eu sunt un dobitoc care tot apar pe la emisiuni și mă înjur cu, cu oficialitățile. Dar vreau să văd totuși dacă românii mai au ceva în ei și eu nu cred că nu sunt niște băieți care să aibă... Dar tu ai tăcut, văd, acum. Eu îți desenez. Dar Ce vrei să faci? Te întrerup. <laughs> Așa, să văd dacă mai știu să scriu uh, corect. Știi că... <laughs> <laughs> Vreau să fac asta, să merg în față la, la guvern, dar e cam agresivă treaba și eu nu sunt Păi să... de deci ce aici nu, nu tip agresiv, lume, da. nu, Dar fiecare, dacă poate, să-și facă o poză acasă, să o pună pe Facebook, că nu e... Acum e liber, nu? Mm. Încă e liber Facebook-ul până când ne-ar opri și acolo și să scrie exact chestia asta, dacă gândește ca mine, dacă crede că se poate întâmpla ceva și că trebuie să oprim... Am auzit acum, am fost la Timișoara și era un domn acolo, nu știa arta vorbitului și hidra, hidra asta de guvern și cu cuvinte de astea complicate cu hidra, nu o să reușim noi niciodată să... Nu, trebuie pe calm și pe liniște, și să nu mai apărăm, să știi că și asta e o, e o problemă, că apărem pe la televiziuni și ne spunem repede gânduri și ne spunem dorinți și de astea, iar cei de acolo nu fac decât să stea să le contabilizeze și ni le trag așa, știi, într-un mare dosărel și după aceea ei știu exact cam ce, ce vrem noi să facem. Și nu, ar trebui să fim puțin mai secretoși, dar sunt convins că sunt o grămadă de oameni care gândesc altfel, ca mine, și care nu se exprimă, dar vreau pe Facebook, dacă au curaj, să apară și să-și fac o singură poză. Mm -hmm. Cu o hârtie, uite cum îmi fac eu chestia asta aici. Și să să începem să... Da uh, deci asta este mișcarea da pe care vreau... Da să uh, să... Stai un pic, dați titlu și așa, așa, așa. Exact. Așa. exact. Deci... Deci, tu faci un apel la oamenii care ne urmăresc? Care ne urmăresc. Da. Și care gândesc că ar trebui totuși să se oprească mascarada. Mm. Și să trăim normal. Și să ne creștem copiii normal. Și să nu ne mai lăsăm mințiți. Și să ne arătăm puțin colții și puterea. Așa aia deocamdată ceapă. Cetățenească, cea, po, cetățenească și pașnică. Mm. Să-și facă o poză. Și mm. să scrie, bă, nu vreau pe o hârtie. Bă, nu vreau. Dar cuvântul ăsta e foarte puternic. E ca în filmul ăla cu maimuțele, știi? Când prima maimuță care spune nu, nu vreau. Și când începe războiul lumilor ăla între maimuțe și oameni, uite, până acum ne-ați considerat maimuțe, pe noi ăștia amărâți ăștia, uite, ca mine, eu sunt o maimuțică, mâine și văd titlurile după ce am spus chestia asta, maimuțica de la Whitman a spus că nu mai vrea. Bă, nu vreau. Uite, asta este prima mea frază pe care am învățat să o vorbesc pe limba pe limba hashtagistilor sau cum îi cheamă pe ei, pe limba noilor conducători. Nu vreau. Și vreau să se înțeleagă foarte clar că nu vreau, nu vreau să vă cred. Și mă uit în ochii voștri. V-am lăsat doi ani de zile să mă mințiți în față. Nu vreau să vă cred. Nu vreau să cred că există așa niște probleme de nerezolvat. Nu vreau să cred că ne vreți binele când de fapt ne vreți răul. Nu vreau și nu vreau. Și cine e de părerea asta? Atâta loc. Să vină să-și facă o poză cu. Nu vreau și să o pună pe. pe... Să vedem dacă ne strângem 1, 10, 100, un milion, nu știu, bă, de la 100 deja, mh. dar la un milion cred că începem să contăm. Sunt curios, uite, facem o poză și un domn acolo. Nu vreau. Deci nu vreau, domnilor, să vă mai văd și să vă mai aud. Puteți să plecați și pașnic, să știți. Adică nu e prin vot, prin ce vreți. De asta se ocupă democrația. De democrație ați uitat, asta e clar. De Constituție ați uitat. Asta este mesajul meu în seara asta. Dacă ce ți-e frică că ne dau ăștia afară cu tot? Ne-am făcut Mie nu-mi e frică. Nu? nu nici mie. Bun. Sunt deci, un gata. Pe care are... am pus Da, am. Da, da, da. Foarte mișcare. important. Bun. Deci, am pus practic mișcarea. este început unei mișcări da. lansate în direct, nu vreau. Da. Nu vreau să mai aud de voi. Nu vreau nu, să nu mai. Nu, nu că nu vreau să aud de voi. voi. Nu vreau să mai înghit lucruri fără o explicație. Nu vreau să mai uh, fiți uh, acei secretoși care știu ei și eu n-am aflat încă de unde s-au cheltuit miliardele astea de nevin și nu vin de fapt. Nu vreau să mai fim discriminați. Nu ce? vreau să mai fiu discriminat, nu vreau să mai las copiii pe mâna nu voastră. Nu vreau să mai fiu mințit. Nu, nu vreau să mai fiu mințit uh, și așa mai departe. Nu vreau să mai fim manipulați, nu vreau să exact. mai fiu manipulat, pentru că se întâmplă în Vreau pe să mi zi... dați explicații pentru că eu vă plătesc așa leul ăla pe care eu îl dau și încă 18 milioane cât o mai fi. Păi vă dăm cât un leu la salariile alea, la ce ați fost puși în niște funcții, tocmai ca să ne răspundeți la niște întrebări, ca să nu instaurați panica, ca să aduceți spitalele la un nivel, nu din inițiative particulare, că din inițiativa particulară o știm, aia e foarte bună, excepțional. Nu, 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 voi care manipulați bani, nu mai aveți aia. Deci eu asta nu mai vreau să trăiesc ca un șobolan în țara mea. Pe banii mei să trăiesc ca un fraier? De ce? Dar trăiți voi, dacă vreți, așa. Duceți-vă în altă parte. Aveți suficient bani să mergeți în Malibu. Lăsați-ne în pace. Sau unde avea casa, domnul președinte, că l-am văzut acum? Nu, în, nu. Am auzit nu. că în Miami, pardon. Miami. Miami. Ce? Da. Și da. da, Miami e cald, e da, frumos. Dar Miami nu e pandemie. Exact. Adică i-au singur... adică terminat-o. Noi începem. Uh, nu vreau, apropo de asta, pentru că îți dai seama că susțin mișcarea ta te rog. cu totul, din tot sufletul, sunt alături de tine. Să te văd dacă îți pui poza. Eu, să uit, <laughs> Poftim, uite, mi-am pus poza ca să nu mai avem vorbe la proces. Uh, și apare și o să pe ca din apare, Cfx, a, ca și o să... pe pagina mea, apare pe pagina mea, apare pe pagina mea de Facebook, când acum, okay. E e instant live, deci nu asta e. Și am și eu multe motive să spun. Undeva. Nu știu, eu nu am, eu sunt un tip rudimentar în momentul ăsta. Nu am posibilitatea să uh, cuantific uh, cât o să pună, ce o să pună. Dar sunt curios, dacă mâine lucrul ăsta apare și uh, devine important pe, pe, Facebook, pe rețelele astea nu? noastre, Ei. înseamnă că suntem totuși mai mulți care gândim într-un fel. Sunt și eu curios să văd. Când mă întorc cu spatele, nu mai văd pe nimeni. Ți-am spus, din la mea, unul n-a fost. Unul. Vreau să văd și eu, poate sunt alții mai curajoși. Eu îmi dăm oamenii să fie curajoși pentru că nu ne cerem decât niște drepturi elementare. Dreptul la viață, la muncă, la educație, a copiilor noștri, la sănătate. Nu poți tu de 2 ani de zile să nu faci mai mult de 1000 de paturi de campanie astea de ATI. de ATI. Cum să te blați pe 1000 aia de paturi? Nu se poate. Astea sunt niște bătăi de joc. Deci, vă rog, nu vreau. Nu vreau. A început uh, Timișoara, în se, primate, se instituie de, carantină <laughs> de noapte, restaurantele se da, închid. Știu. Venimente sunt interzise. Exact. Da. Eu le-am făcut pe ultimele. Tu ai fost la ultimele. La ultimele și era multe. Uh, Nu vreau să mi se mai spună de dimineața până seara. Că vaccinații nu transmit virusul, pentru că se spune asta, în timp ce uh, toți, neva, toți nevaccinații transmit virusul. Și vaccinații și nevaccinații transmit virusul. Și încă ceva. Te rog. Nu vreau să mai aud în fiecare zi cifra de morți, spusă doar, așa au, au murit 111 persoane. Dar nu se spune dacă de COVID sau de alte boli vreau să știu exact, din acelea 111 persoane, a poate au murit 3 de COVID și restul de alte boli. Apropo de Sasha, Alexandru Sasa, un prieten da. foarte bun, nu-i dau numele munească. acum, Dumnezeu să-l ierte, îmi spunea că a stat acasă zile întregi din cauza spaimei da. indusă de COVID. Da. Să știi că este, este foarte adevărat și eu știu ce spun. O că eu un când om. aud lucruri de astea și o recunosc aici în emisiune și eu când au de prieteni, când au de cunoscuți sau când mi se, mi se întâmplă să mi se strângă puțin in inima și să zic, băi, Vine, e aproape, o să se întâmple. Nu știu, toți suntem deja sub flagelul ăsta, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne căciulim, să... Nu, cred că cu atât mai mult nu trebuie să ne căcelim. A, și încă ceva, și nu vreau tot? să mai împurtați de grijă. Vă rog frumos, pot să împurtam o vârstă, chiar să mai, mai în vârstă decât tot guvernul la Bă, deci nu vreau să mai împurtați de grijă. Vă mulțumesc frumos, să port singur. Lăsați-mă în bine pac. Da, chestia asta de că ți poartă de grijă și guvernul are grijă de tine. Da. Vrea să te vaccineze, Da. Exact. vrea să stai acasă, Sigur. vrea să nu ești din casă, vrea Vreodat să, asta nu te mai duci la școală. Muleți foarte trist. Era cu uh, un consilier de a președintelui Mitterrand, nu știu câte lume mai știe. De a, da, știu, da, da, din 1981. 81, 81, care vorbea de, Cum ar trebui de planeta populare. depopulată. Da. Uh -huh. Prin eutanasiere eu. cei voluntari, prin fraierii care vor dori să fie chiar ei vaccinați ca să moară mai repede și până, așa mai departe. Până să te întreb și de Big Picture, că ai tu acolo niște chestii pe care le explici, uh, până acolo nu vreau să mai ajungem în situația cu oamenii de Paști. Să nu, ajung, să nu intre să nu în biserici. Absolut. Da. Sau de nu vreau crăciun. de crăciun sau de crăciun. Sigur. Nu vreau ca oamenii să nu participe la mormântarea celor dragi. Absolut, Sau să se și uh, primească în saci și să nu știe nu de zic fapt. Să nu vreau să mai primim să-și primească oamenii în România în saci și să nu pot să participe la mormântare. Uh, nu vreau să se mai interzică uh, uh, să, nu, nu vreau să se mai interzică mersul la teatru doar cu test. COVID. Nu vreau. Da. Te duci cu masca și intri acolo. Nu vreau la restaurant. Atât înăuntru cât și pe terasă. Te duci cu masca și așa mai departe. Hai să spunem că spațiile aglomerate, da? Într-un mall unde sunt Lasă de asta lasă de mult în fiecare dimineață. Am vorbit ieri cu un medic care în fiecare dimineață pleacă la servici cu metroul. Corect. Este da? furie. Ai, este e adevărat. Deci la Antold a, trebuie... fost aer liber și Bun, și, nu Bun și, și nu fără test și fără păi, vaccin. Poftim. Păi și atunci. Pe același lucru este, este și în aglomerări. mai s o chestie în... și s au supărat foarte tare. pe mine. Păi să plătească atunci taxa aia care se vaccinează. <coughs> nu, nu să nu plătească taxa. Eu cred că dacă vreți teste, nu ascultă-mă, Dacă vreți, dar nici acolo nu e corect, pentru că eu e Dan. Atâta Cite timp eu, cât și bă, aia mai vaccinați, transmit virusul, da? De ce aia trebuie poate să intre peste tot, iar cei nevaccinați nu, care atenție. În poate să Au și test, au test, da, da au test și sunt șanse foarte mici să aibă virusul. Știu. Adică de ce această prostie pe prostire pe față? Asta nu, se dorește. nu vreau să mai fiu prostit pe față. Da, nici eu. Nu vreau să mai fiu mințit în fiecare zi. Exact, da? Nu vreau să mi se mai spună ce să fac și ce să nu fac încălcându-se Constituția. Nu vreau să mai fiu uh, bătaia lor de joc când vedem că există o rezoluție, da? Am citit o mai devreme. Hai să o mai dați pe ecran în care se spune că nu trebuie discriminați cei care nu s-au vaccinat. Oh, da. Nu vreau, Așa, nu vreau a? să fiu certat în fiecare zi uh, că... N-am purtat mască în uh, spațiu liber. Nu poartă nimeni în lumea asta spațiu. Acum, da, deja se introduce în România să poți mască în spațiu liber. Uh, Iară? Da, în aer liber, da. Păi atât te-ai ocupat, atât am putut. Acolo am ajuns. Na. Sunt de acord să pot masca în interior. Da. Sunt de acord, da? Nu vreau să mi se spună în fiecare zi că sunt conștient și intru în spațiu în interior, în locuri aglomerate, dar și la teatru și așa mai departe. că se va purta iară masca în exterior. Da, bineînțeles. Păi se poartă acum, s-a dat. După ce s-a trecut la 4%, în târguri, chiar în spații deschise, în exterior, se poartă masca. Doamne, ferește. Ce Luăm o scurtă pauză, după aceea vă rog să dați pe, pe ecran ce v-am rugat. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat pe 27 ianuarie 2021 o rezoluție importantă care vizează interzicerea vaccinării obligatorii, a de vaccinare și discriminarea în funcție de statutul de vaccinare. ministrul epidemie nu vreau, Dan Bidman. Ai postat? Ai făcut poză? Ai acum, postat? Acum, uite, chiar acum că am mm -hmm. spus că am inventat mișcarea, nu vreau. Și trebuie să scriu, că dacă și alții vedeți ca mine... Haideți să până una alta, îi rog, îi rog pe colegii mei să pună pe ecran ceea ce e, ceea ce le-am spus bine. înainte de asta. Adunarea par parlamentară a Consiliului Europei adoptat pe 27 ianuarie. Exact, asta o vreau. Și mai vreau un lucru, dacă putem să-l punem, dacă nu-l citesc eu aici. Președintele Curții de Apel Cluj, judecătoarea Dana Gărbovan, decizia vaccinării trebuie să fie una personală, nu a statului. Um, în opinia președintelui Curții de Apel Cluj, cea mai mare instanță de control judiciar din România, cetățenii trebuie să lupte pentru libertățile lor, pentru că în momentul în care statul ia ceva, nu-l mai dă înapoi de bunăvoie se acceptă cu ușurință aceste restrângeri, care prin definiție ar trebui să fie temporare, dar istoria ne învață că nu sunt. Odată ce ai pierdut un drept, o libertate, statul nu dă înapoi de bunăvoie, pentru că se, se, pentru că se, perpetuează atât de mult în timp, încât pare o normalitate. Da, e normal să punem sub semnul întrebării orice ni se pare injustiție, orice pare o atingere nejustificată a libertății individuale. Problema certificatului verde care se pune este dacă este justificată și proporțională această măsură. Să nasc o serie de întrebări legitime care ar trebui dezvătute la nivel de societate și de decidenți politici. Pentru că nu este normal doar să anunți populația și să transmiți acest sentiment de frică și constrângere. Nu acesta este rolul statului, să oblige oamenii prin frică să facă ceva. Acest lucru nu este specific democrațiilor, ci dictatorii. Pandemia trece, dar datele colectate rămân. Da, foarte curajoasă această poziție a președintelui Curții de Apel Cluj, judecătoarea Dana Gârbovan. Decizia vaccinării trebuie să fie una personală, nu a statului. Citiți mai mult această postare, citiți postarea Danei Gârbovan. Ai, eu, hârtia aia, -a da, -ai te rog, drog. ai, ai îngropat-o. N-am îngropat, eu nu îngrop nimic. Ai ultimele minute pentru că mai sunt patru minute și emisiunea cum ar veni s-a -a sfârșit. A, ce păcat. Deci te rog, mai, mai adu aminte celor care au deschis mai da târziu. Nu, cu vreau să 25 până... de ani televizoarele? Mai târziu, cu 25 de ani, te pun o postare de la Marius Tucă din emisiune. Astăzi am inventat mișcarea Nu Vreau. Dacă simțiți ca mine, dacă gândiți ca mine, vă rog foarte mult. Puneți-vă și voi eu. O e deci, uite o poză așa, oriunde, pe Facebook, pe Insta, pe așa, în care să spuneți, bă, nu vreau. Și poate cineva o să țină cont. Mulțumesc frumos. Vă pup. Sunt în direct în emisiunea lui Marius că dacă nu mă credeți. uite e aici un Da, eu sunt și eu oarecum realizator. E oarecum realizator, moderator. Da, emisiune în emisiune ce faci aici, Dane. Așadar, în seara asta, uite, nici nu m-am așteptat, am crezut că ai făcut-o deja. Dar ai făcut un direct la Alev News, da. Smart TV Marius Tucker show. ai lansat practic o mișcare, o mișcare care se da. cheamă Nu vreau. A avut aproape o oră de argumente, mai trei minute de o pledorie în fața celor care vor să adere la această mișcare. Nu, nu vreau să adere nimeni, nu e o chestie de obligativitate. Nu e obligativitate. Deci nu e vaccin. Știu. Ți-am zis, zis că nu trebuia scris. să chem. Da. Așa zice, ascultă. Nu e vaccin. E o dorință mea de a vedea dacă mai există puțin curaj în România și oameni curajoși și oameni care să-și asume și oameni care se gândească și la viitorul lor, dar mai ales al copiilor lor. Pentru că dacă îi creștem pe copii cu capul plecat, o să ajungă floarea soarelui. Toți. Un lan de floarea soarelui. Toți mai... Pentru că mai nou am văzut că nu se mai rotește floarea soarelui. S-au inventat noi de-astea, de floarea soarelui. Soiuri. Da, noi soiuri. Și nu se mai rotește după soare, cum era odată. Stau toate așa cu capetele în pământ. Și nu vreau să fim o țară de struți, nu vreau să fim o țară de pinguini. Aș vrea să fiu parte dintr-o țară normală și să-mi crească copiii aici frumoși și să ne simțim bine. Și știu că există o mare parte din, dintre români care se simt bine și care câștigă bine și se distrează și e normal să fie așa, dar vreau să fim din ce în ce mai mult și țara asta să fie dată de pe exemplu pozitiv, nu negativ. De fiecare dată suntem pe ultimele două locuri, suntem pe primele, acum mai ales la infectări, o minciună spruntată în care eu nu cred. Și mă uit în ochii celor care ne spun asta în fiecare zi și le spun că ne mințiți, ca la Vadulat. Vadulat e undeva la. <laughs> Hai să nu vă mai spun unde e Vadulat. Asta <laughs> da, e pe lângă Dunăre, pe undeva. Așa că asta e tot, nu, nu trebuie să fie o mare filozofie, că nu vreau, am spus. Și că. vrei cât mai mulți oameni care să pozeze cu Da. Fie să pe se care pozeze, să sprie, cu nu hârtia, vreau, cu nu vreau. Să vedem, Fiecare unde vrea, acasă, în bucătărie, în fața blocului, în fața guvernului, oriunde, fraților, reușiți să vă pozați pozați-vă și puneți pe Facebook. Puneți pe Facebook să vedem cât ne strângem. Sunt Ia curios. să văd uh, cum ești pe, pe Facebook să caut uh, Dan Bitman oficial. Dan Bitman. Sau Dan Bitman, nici eu nu mai știu cum sunt, că mai luat repede și eu cu <laughs> mijloacele astea de... In serios, Dan Bitman cum propagare. Ești? Cred că Dan Bitman încearcă și cu oficial și cu neoficial. Uite. Dan Bitman da. oficial. Da. Deja văd că unii au început să pună. Eu m-aș bucura totuși să le arătăm celor care își bat joc de noi și își bat joc zilnic, că suntem totuși și câțiva care, pă, nu mai acceptăm chestia asta. Nu pașnic o spun și o repet, nu mai putem accepta niște lucruri venite așa, ca un fel de nana, de la unii, uite că așa trebuie să faceți, că noi v-am hotărât viața și soarta. mi a dat o pagină care a actualizat în 2014. Aoleu, ai grijă, să nu mi-a fi blocat ăștia, nu știu cine. Păi știu nu știu e? unde, care? Încearcă, Dan Bitman oficial sau Dan pe ce Man mă cauți? Oficial, da? Acolo pe... Ste... Bitman oficial. oficial. Aș fi pe Instagram sau... Nu, 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 pe Instagram, pe Facebook vreau pe să Pe Facebook, fie iar, Da, așa, cum naiba sunt eu pe Facebook? Auzi, Dana, ia spune da. cum a fost vizita ta în, în Corea de Nord în 89? Asta se pregătește acum. De Atunci dacă mai trăia cum că 30 de ani, ajungeam ca și coreenii de Nord, ca Corea de Nord. Și azi se pregătește chestia asta? Și asta se pregătește să fim cum vor alții să fim, adică sunt al, alți chimirseni, mulți, care s-au îmbogățit. Se joacă triliarde, trilioane la, cum se spune, la bursă. Cinci firme, cinci companii. Un amic de-al meu din Germania mi-a trimis un comentariu apropo de faptul că cinci firme la bursă sunt cotate la 10 trilioane de dolari, în timp ce guvernul uh, Germaniei se joacă doar cu 500 de miliarde. Atât are la dispoziție guvernul Germaniei. Îți dai seama că niște firme, dacă își dau mâna acum, pot cumpăra și constituie armate, pot cumpăra cea mai nouă tehnologie, pot... Pentru că tot ni s-a implementat 5G-ul să ne facă în toate felurile roboței să ne uh, domine viața și să fim noi oameni în minoritate. Asta se va întâmpla în foarte scurt timp dacă nu luăm atitudine. Trebuie legi. Trebuie legi și lideri. Bun. Și mai departe? Doi de mișcarea, el. Dacă vezi că sunt oameni mii, zeci de mii, sute de mii care aderă la mișcarea, nu vreau? Nimic. Mă bucur. Și le atrag atenția celor care... Ne tot arată cu degetul că trebuie să trăim ca ei, că există zeci, sute poate de mii, un milion, nu știu, care nu mai acceptă chestia asta și trebuie să se țină cont și de noi. Trebuie să se țină cont. Suntem o mișcare civică sau vreau să fiu o mișcare civică și atât. Nu vreau să fiu partid sau ca Iliescu pe, știi, pe final să spun știți, cu voia dumneavoastră aș vrea ultimul să pe fac... Listă, ultimul da, pe da, listă aș vrea da, să fac partid. Nu mă interesează. Nu mă interesează da, Mulțumesc. Mă uh, și eu, gata. Te las. Uh, uh, da, trebuie să-i să lăsăm pe cei care ne-au urmărit. Le, le mulțumesc pentru mesaje. Nu, nu poți să-ți imaginezi ce e pe telefonul ăsta. Serios. Mă bucur. Uh, Dar nu uitați să vă faceți poze. Nu, credem, mă Deci nu, nu sunt, sunt, atât de multe mesaje la 0747 800, 800 și în continuare, chiar dacă se termină emisiunea, aștept mesaje pentru Dan Bidman la 0747 800, 800. În fapt, spuneți-ne ce nu vă convine, ce restricții nu, nu vi se par normale, încalcă Constituția, legile, ce... și în egală măsură spuneți-ne, scrieți-mi la 0747800 și pe Telegram, și pe WhatsApp și pe ce mai cum se cheamă, pe Signal, dacă aderați la această mișcare lansată în această seară în direct de Dan Binman, nu vreau. Nu vreau Dan Binman, la revedere! <laughs>